Accidentul s-a produs miercuri la orele prânzului la intersecția străzilor Independenței și Traian, unde s-au lovit puternic două mașini. Șoferul unui autoturism de lux care circula dinspre muzeu nu a oprit la stop și a izbit o altă mașină. Celălalt conducător auto nu a mai putut evita coliziunea. De că mă duc la mormântare de acolo. E doctorul care are cabinetul. Maică s-a murit, acum stă la mormântare. Am vă mulțumim. Și spuneți-le la primărie că dacă nu o să mă vad, uite, mă duc și la Palaș, că la cine vreți. Dar nu se poate așa ceva, nu. Dar cu copoașele nu se poate pune. Au fost și le-au dat jos. Eu vă cred pe dumneavoastră. Cineva trebuie să răspundă într-o bună zi. În urma impactului dintre cele două autoturisme, mașina care circula regulamentar a fost proiectată în lateral, iar cealaltă a intrat în zidul unei case. Impactul a fost atât de puternic încât s-a auzit la câteva străzi depărtare. Foarte rău. Dacă eu din Odobleja auzi și pognind. Se întâmplă cam des accidente pe aici. Păi acum două săptămâni i-a lovit casa din nou și de-abia a reparat acolo colțul. Acum atunci a luat și burlanul și tot. Acum și stâlpul și intră direct, iar îi lovi casa. Și săraca e și moartă la capelă. Azi o mormântează. Trebuia să încetinească, să se asigure, mai ales că e trecerea. Și cred că nu a făcut lucrul ăsta. Stopul e destul de mare și numărul e de București, nu fi al orașului, dar chiar dacă nu este, trebuia să urmărească semnele. Nu văzui nimic, doar apărui și să văzură mașinile lovite. Sunt destul de șifonate. Sunt destul de șifonate, da. Păi cred că a avut viteză care a venit de aici, de pe strada asta. Pentru a nu exista pericolul izbucnirii unui incendiu, la cele două autoturisme a intervenit și un echipaj de pompieri. Detașamentul istorit a fost solicitat să intervină la un accident rutier în care au rezultat trei victime, dintre care două au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost curate de echipajul SMURS și salvare. Am intervenit cu o mașină cu apă și spumă pentru asigurăm măsuri pe săi și a spălat carosabilul de lubrifianți. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului și cine este vinovat de acesta. În urma accidentului a rezultat rănirea a trei persoane care se află la spital pentru acordare de îngrijiri medicale. Din primele cercetări se pare că un autoturism nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism care se plasa regulamentar pe strada Traian. Cel mai mult de suferit au avut persoanele care se aflau în autoturismul de lux. Șoferul a fost transportat la spital cu leziuni la cap, iar celălalt pasager a fost rănit la picioare și mâini.